Deci, medicii de familie, exact cum a prezentat la directorul executiv, ar trebui să Păi, înțeleagă. deja vorbim despre ar trebui. Noi Nu, vorbim nu, despre fapte nu. concrete. Nu, de La centru fapt. de evaluare au fost 5 Da, oameni și la urgență 200. domnul Tudor, dacă dumneavoastră reușiți să faceți o anchetă jurnalistică în care spuneți care este procentul din cei 71 de medici de familie care îi trimit la Păi urgențe. vedeți în cifre, 5 la centru de evaluare și 200 la urgență. Asta ce vă spun? Ok, și de unde știți că au fost? Eu asta încercam să vă spun. Faceți o anchetă jurnalistică în care spuneți procentual din aia 200 care sunt trimis în urgență, câți au fost trimiși. Dacă toți 200 au fost trimiși de medici de familie, într-adevăr o problemă. Eu v-am spus cazul meu pentru că pe mine nu m-a trimis nimeni la urgență și nici nu m-am dus. Corect? Dacă Dar dumneavoastră, îmi de exemplu, deja. permiteți, până ne întâlnim să facem protocol, eu totuși solicit niște precizări. Un pacient de la Mircan sau din zona Sâmbenilor, eu mă refer la unui anul centru de evaluare. Merge la medicul de familie. De regulă, sunt persoane în vârstă, panicate. Medicul de familie îl testează. Probabil îi spune pacientului să meargă acasă, până îi vine răspunsul dacă este din corona, care durează 24 de ore, conform metodologiei. Probabil primește prin telefon, prin care că este pozitiv. Și îl trimite la centru de evaluare. O să mă suni și o să mă întrebe la centru de evaluare cu ce ajunge el de acasă la centru de evaluare. Pentru că, în principiu, în celelalte valuri, noi am spus că pacienții pozitivi nu umblă și nu circulă prin public. Am văzut la videoconferință cu Ministrul Sănătății cu mașina personală. Eu pot să răspund atât ce am înțeles cu mașina personală. Și cine nu are, ce spun? Ce trebuie să informez eu pacient pentru pacient care se adresează centrul de evaluare de la Săvești? La Botoșani, poate e mai ușor. Aceste lucruri ar vrea să le clarificăm, pentru că ar vrea să fac un afiș de informare care să-l pun și la UPU, atunci pacientul să fie informat, duc în sat, duc acasă și spune că am văzut niște informații afișate la UPU sau la centru de evaluare sau în ambulatoriu sau în oricare loc pot eu să informez pacienți, astfel că informația să ajungă la pacient astfel încât ei să știe ce au de făcut. Atât n-am înțeles eu din partea din circuit a pacientului cât așteaptă, mai ales că noi știm valul 5 nu sunt forme critici, deși totuși la Spitalul Județean în fiecare zi deschid câte o secție de COVID. Și gradul, că nu este într-adevăr procentul așa de mare raportat cu numărul de infectați zilnic, dar numărul de paturi deja în Spitalul Județean cresc de la o zi la alta. Nu? Deci, probabil, sunt pacienți care au simptomatologie. 2-3 de la Săveni, 2-3 de la Daravan. Ce le spunem la pacienți? Atâta întrebări am eu, ce are referitor. În rest, pentru pacienți cu simptomatologie, cu complicații, cu morbidități, chiar dacă nu e de internat, probabil va trebui, așa cum spune contractul cu casa, să eliberăm antivirale. Antivirale nu le pot da decât centrul de evaluare, nu le pot da medicul de familie. De aici devine probabil neclaritatea și a mea, care am pretenția că am știut, pentru că nu știu cum să pun informația pentru pacienți. Sunt probabil că pacientul să citească, a fost și cu Da. pe